Salut sclipicioșilor, eu sunt Romina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Azi vreau să vă vorbesc despre un subiect pe care știu că abia ați așteptat să îl abordez și dacă este să primesc complimente, cel mai des mi se întâmplă să primesc complimentele pentru părul meu. Tocmai din acest motiv, foarte multe dintre voi mi-ați scris și mi-ați spus să fac rutina de îngrijire a părului meu, să vă spun cum am eu grijă de părul meu, să vă spun ce produse folosesc pentru părul meu. În acest video am să vorbesc mai pe larg, nu neapărat despre produsele pe care le folosesc eu. Am să vă spun câteva trucuri, să spun așa, despre ce-i fac eu părului meu pentru a arăta bine, pentru a fi sănătos. Și după, dacă sunteți interesați, chiar vă rog să lăsați într-un comentariu să-mi spuneți dacă vreți să fac și un video în care să vă arăt toate produsele de îngrijire a părului. Așadar, astăzi am să vă spun cum puteți să aveți și voi un păr frumos și sănătos și asta doar dacă veți ține cont de câteva idei, câteva trucuri simple care vă vor face viața părului mai ușoară. Și primul meu truc pentru îngrijirea părului este să nu îmi spăl părul atât de des. Acum să nu vă imaginați că eu nu mă spăl pe păr, pentru că îmi spăl părul, e normal să îmi spăl părul, însă nu îl spăl în fiecare zi. Părul îl spăl de aproximativ 2-3 ori pe săptămână, depinde ce evenimente am în săptămâna respectivă. Poate dacă am de mers undeva și vreau să fac ceva anume, poate am un eveniment, poate mai știu eu ce, atunci am să-l spăl de mai multe ori pentru că părul spălat și curat normal că arată mult mai bine. De ce vă spun eu să nu vă spălați părul foarte des? În primul rând pentru că spălatul în exces al părului îl degradează, îl face să fie un păr mai tern, un păr uscat. Și cum nimeni nu își dorește păr uscat, cel mai bine e să amânați spălarea părului. Dacă se poate să folosiți un șampon uscat, însă aveți grijă și cu șamponul uscat pentru că usucă scalpul și nu e indicat să-l folosiți decât o dată la o săptămână, două săptămâni, nu-l folosiți în fiecare zi, nu abuzați de el. În momentul în care simțiți că se murdărește puțin, că are tendința de îngrășare sau mai știu eu ce, puteți să găsiți o coafură care să vi se potrivească, fie îl prindeți în coadă, fie îl împletiți, pentru că împletiturile, credeți-mă, arată mult mai bine pe părul puțin murdar și nu proaspăt spălat. Puțin murdar, mă refer la o zi de la spălare. V-am spus, nu vă imaginați că nu mă spăl pe păr, Doamne ferește, n-aș putea să fac acest lucru. Pentru mine părul este, nu știu, așa, un mod de a mă prezenta, să zic așa, și nu-mi face plăcere să mă văd pe mine, în primul rând, cu părul nespălat și, desigur, nu mi-ar plăcea să văd asta la niciuna dintre voi, deci nu vă îndemn să nu vă spălați câte o săptămână pe păr. No way! Acesta este un prim truc pe care eu îl consider foarte important și, sincer, eu l-am învățat și am preluat această informație de la mai mulți hairstyliști. Majoritatea ne îndeamnă să facem acest lucru și să nu ne spălăm foarte des pe păr, ca să nu-l maltratăm. Ok, acum următorul truc ar fi să îți piepteni părul. Știu că sună ciudat, a-ți pieptena părul nu e ceva ieșit din comun, toată lumea ar trebui să o facă, însă pieptenarea părului stimulează circulația sângelui în scalp și astfel părul crește, astfel părul este oxigenat, părul este hrănit, să spun așa, cu nutrienții de care are nevoie pentru că stimulăm circulația sângelui. Pe lângă partea de stimularea circulației sângelui și hrănirea părului, cum am spus și toate cele, mai există și partea prin care periatul ajută foarte mult părul, pentru că prin periere eliminăm impuritățile de pe firul de păr, eliminăm praful pe care l-am adunat de pe stradă, așa că ar fi indicat să vă pieptenați în fiecare dimineață și seara, dacă puteți. Mai des, însă, să nu abuzați de acest lucru, pentru că tot așa puteți să vă maltratați și părul prin periere. Adică părul trebuie să recunoaștem că este ceva foarte sensibil și se poate maltrata foarte ușor abuzând de anumite tehnici. De exemplu, pieptănatul, spălatul, produse în exces, tot felul de chestii. Așa că nu facem nimic în exces pentru părul nostru. Și ăsta nu e un alt truc, e doar un sfat. Dar puteți să luați ca și un truc pentru că chiar funcționează. Acum, legat de perie, eu v-aș recomanda să alegeți perii de calitate, să evitați periile de plastic, pentru că periile de plastic electrizează părul, în primul rând, pot să ducă la ruperea firului de păr și
nu vreți asta, nu vreți un păr degradat, un păr rupt, și vă recomand să folosiți o perie de păr, cum e aceasta de exemplu. Este o perie de păr natural, este păr natural de mistreț și cu această perie, pe lângă faptul că piepteni părul și faci toate cele menționate mai înainte, adică stimulezi circulația sângelui, cureți impuritățile din păr, această perie lasă părul foarte strălucitor și mătăsos și mie îmi place foarte mult acest lucru. Asta nu știu de unde e, cred că e o perie luată din DM. Da, este o perie din DM. A fost în jur de 30-40 de lei, nu e mai mult de atât. Părul tău merită să investești niște pănuți într-o perie bună și ai foarte mare grijă cum îl piepteni și când îl piepteni. Evită să-l piepteni când este ud. Eu, de exemplu, îmi piepten părul în momentul în care sunt la baie, la duș, îmi spăl părul și l-am făcut cu mască. Atunci când am masca în păr, îl piapten foarte frumos, pentru că atunci se piaptănă mult mai ușor, este moale, piaptenul merge ușor prin firul de păr. Am și un piapten care are dinții foarte mari și nu mă trage, nu mă încurcă, nu nimic. Și după încerc să-l piapten doar când e uscat. Deci aveți grijă ce ustensile folosiți și când vă pieptănați. Și pieptănați-vă totuși, pentru că e un obicei sănătos pentru părul vostru. Următorul truc este să folosiți o mască de păr și produse potrivite pentru tipul vostru de păr. Da, ați auzit bine. La fel cum fața, tenul, are nevoie de produse care să ți se potrivească, așa și părul tău are nevoie de anumite produse care să ți se potrivească. Produse care să fie exact pentru tipul tău de păr. Și acum voi știți că există tot felul de tipuri de păr. Păr uscat, păr cu tendință de îngrășare, păr vopsit, păr degradat, păr. Și ideea este că dacă veți folosi pe un păr uscat un șampon pentru păr gras, vă va degrada părul clar, pentru că un șampon pentru păr gras este un șampon care elimină sebumul și grăsimea de la nivelul scalpului și al părului. Și pe un păr uscat, usca părul în ultimul hal și îți va dezidrata părul, că na, asta e făcut să facă. Multă lume nu ține cont de chestiile astea și folosește produse doar așa pentru că vor să le folosească. Eu, de exemplu, folosesc un șampon pentru păr vopsit, neapărat pentru păr vopsit, pentru că sunt vopsită blond și părul blond are nevoie de o îngrijire mai specială. Am nevoie de un șampon mai hrănitor, în primul rând, și tocmai de asta mi-am cumpărat un șampon pentru păr vopsit. Acum, legat de măști, eu vă recomand să folosiți măști și pentru păr. Fie că vi le faceți voi acasă, fie că le cumpărați din comerț, găsiți foarte multe măști în comerț, foarte, foarte bune. Eu, în general, îmi cumpăr șamponul și îmi cumpăr și masca de la șampon, pentru că așa știu că produsul acela este exact pentru tipul meu de păr și mi se potrivește. Nu vă recomand ceva anume, v-am spus, dacă vreți să vorbim despre produse de îngrijire a părului, vă rog să-mi lăsați un comentariu și am să revin eu cu un video dacă văd că sunt mai multe doritoare, doritori care vor să vadă acest tip de video. Ok, și acum am ajuns la ultimul truc și anume la suplimentele alimentare pentru păr. Dacă te uiți pe lista ingredientelor unui supliment pentru păr, vei observa că acest produs are în compoziție mai multe vitamine și mai multe ingrediente care te ajută nu doar pentru păr. Acum, aproximativ, toate suplimentele au cam aceleași ingrediente în compoziție și anume biotină, coenzima Q10, vitamina A, C, E, D, B, antioxidanți, magneziu sau zinc. Ce e foarte important să știți este că aceste ingrediente, dacă lipsesc din organismul dumneavoastră, vor crea mari probleme nu doar la nivelul părului, adică nu-ți va cădea doar părul, vei avea probleme și de piele și vei avea probleme chiar și cu unghii. Oricum, aceste vitamine, în general, nu poți să spui că sunt doar pentru păr, pentru că, în general, sunt vitamine care sunt bune pentru organismul tău, sunt musai să le ai în organismul tău și îți vor face bine la tot ce înseamnă păr, unghii, piele. Acum, care e chestia cu aceste vitamine? Ele au un aport mai mare de
vitamine, ingredientele despre care vă spuneam mai devreme, astfel că e normal să funcționeze și să se vadă schimbări. Schimbările însă nu se văd așa de pe o zi pe alta, trebuie să iei un tratament pe cel puțin 90 de zile. Și în aceste 90 de zile, corpul tău va suferi niște schimbări. Nu schimbări în rău, ci dimpotrivă, încet încet își va lua toate aceste ingrediente, toate aceste vitamine și ce mai are acolo și îl va prelucra, dar nu înseamnă că îți va prelucra și îți va crește doar părul. Îți va îmbunătăți funcționarea organismului, să zic așa. Foarte multe dintre voi m-ați întrebat dacă eu folosesc aceste vitamine, aceste suplimente și da, și eu folosesc aceste suplimente de păr și din când în când îmi place să fac câte o cură de 90 de zile, cum am spus, de acest supliment. Eu, de exemplu, am început să folosesc aceste vitamine pentru păr de la Kristen Hair, All-in-One Hair Vitamin, și folosesc aceste vitamine deja de o perioadă destul de lungă, undeva la 2-3 săptămâni. Acest supliment are în compoziție ingredientele pe care le-am menționat mai sus, plus alte ingrediente care sunt foarte bune pentru organismul tău. Oricum, mă rog, perioada asta în general este o perioadă în care există multă lipsă în organism de anumite ingrediente, mă rog, nu ingrediente, vitamine, să le zicem așa, și ar fi bine să le suplimentați, însă eu zic că ar fi bine să vă faceți și niște analize să vedeți dacă e nevoie. Oricum, vitamina D3 se suplimentează, de exemplu, în lunile care au în nume litera R. Asta înseamnă că se suplimentează în lunile reci, începând cu luna septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, toate care au R se suplimentează. Vă spun asta de la nutriționist, nu am inventat-o eu. Și vitamina D3 e foarte bună atât pentru sistemul osos, cât și pentru sistemul nervos. Dacă le doriți și voi, le găsiți pe site-ul Kristen Hair. Am să vă las un link în descriere dacă vreți să ajungeți la ele. Eu sunt mulțumită de ele, însă am și o surpriză pentru voi. Am să fac un giveaway în momentul în care acest video este online. Puteți să mergeți pe contul meu de Instagram, pe care îl găsiți tot jos în descriere. Și am acolo un giveaway pentru voi și am să ofer o cutie din aceste suplimente pe care o puteți câștiga dacă vă înscrieți la concurs. Vreau să le încercați și voi, pentru că știu că foarte multe vă doriți păr frumos, bogat și toate cele. Și sunt niște suplimente bune. Pe mine m-a ajutat foarte mult în ultimul timp, pentru că, de exemplu, eu cum am schimbat regimul alimentar și am trecut la o altă alimentație, de o vreme a început să-mi cadă foarte rău părul. Și asta nu pentru că nu mănânc sărătos, ci pentru că nu mănânc suficiente grăsimi. Am suplimentat eu cu grăsimi naturale și anume cu uleiul de măsline, însă nu a fost suficient și atunci mi-am întrebat nutriționista dacă pot să apelez și la aceste suplimente, care, apropo, nu au zahăr, ceea ce m-a bucurat foarte tare și i-am spus asta nutriționistei, care a spus că da, pot să iau aceste suplimente și e foarte bine că o să suplimentez lipsa, să zicem așa, de vitamine și ce mai e nevoie acolo în corp, pentru că asta e, când treci printr-o schimbare se întâmplă. Oricum, v-am spus, în perioada asta treci printr-o schimbare și părul tău suferă puțin, pielea ta suferă puțin, unghiile suferă puțin, așa că sunt binevenite. Și acestea au fost trucurile mele pentru un păr frumos și sănătos. Sincer, aș fi avut multe să vă spun, însă am încercat să îl organizez în așa fel încât să vă spun informațiile mai importante și să nu fac un video kilometri. Sper să vă fie de folos aceste informații și vă doresc un păr lung, frumos și sănătos. Doamne ajută! Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi canalului meu, să dai un like și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Eu te pup și ne vedem data viitoare!